Primul deces din România din cauza infecției cu virusul West Nile s-a înregistrat în județul Călăraș. O bătrână în vârstă de 81 de ani, provenind din mediul rural, a încetat din viață din cauza virusului. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, în acest an, din iunie până data de 7 august, au fost înregistrate 7 cazuri de infecție cu virusul West Nile. Două dintre acestea au fost înregistrate la pacienți din județul nostru, iar celelalte cazuri au fost înregistrate în Galați, Tulcea și în capitală. Vă reamintim că virusul West Nile este transmis la om prin înțepătura de țânțar. În județul Călăraș, până la momentul actual, au fost înregistrate două cazuri confirmate de neuroinfecție cu virus West Nile, dintre care un caz a avut o evoluție din nefericire spre deces. Cazul care a evoluat spre deces a fost înregistrat la o persoană în vârstă, 81 de ani, de sex feminin din mediul rural, care avea afecțiuni preexistente, diabet zaharat de tip 2, era pe dializă cu insuficiență renală cronică și a avut o evoluție fulminantă. Pe data de 18 iulie a avut debutul și pe 19 iulie înregistrându-se decesul. Al doilea caz confirmat se află în spital în momentul de față? Al doilea caz confirmat se află, da, internat. Este internat într-o unitate de boli infecțioase din București. Este la persoană de sex masculin. Are 60 de ani. Tot din mediul rural. În ambele situații a fost declarată expunerea la începături de țânțar. Suntem în sezon de evoluția neuroinfecțiilor cu West Nile, în sezon în care populațiile de țânțare au o dezvoltare abundentă. Pe lângă măsurile pe care ar trebui să le instituie autoritățile publice locale, sunt foarte importante măsurile pe care fiecare dintre noi trebuie să le luăm pentru a preveni pe cât posibil începăturile de țânțar. Să nu ne deplasăm în zone în care populațiile de țânțar sunt abundente. Dacă ne deplasăm, trebuie să avem grijă ca îmbrăcămintea să acopere, chiar dacă este subțire, o suprafață cât mai mare din de corp, pantalonii lungi, bluze cu mânecă lungă, să folosim substanțe repelente la nivelul locuințelor, să avem atât protecție la ferestre pentru a preveni pătrunderea țânțarilor și altor insecte, cât și în interior să folosim substanțe care îndepărtează sau care ucid țânțarii. Este foarte important pentru cei din mediul rural să mențină gospodăriile salubre, să îndepărteze periodic deșeurile animaliere, să aibă grijă ca la înserare să îndepărteze recipientele sau să golească recipientele care pot reține apă, inclusiv recipientele în care pun apă pentru păsări, animale și așa mai departe. Puteți să ne spuneți, doamna doctor, este primul deces înregistrat în țara noastră anul acesta? Anul acesta, dar este primul deces. Deci ar trebui să fim foarte atenți pentru că suntem de-abia, nu știu, ne apropiem de jumătatea lunii august. Activitatea țânțarilor și transmiterea virusului are loc până pe la sfârșitul lunii octombrie, deci mai avem o perioadă lungă în care există acest risc.